Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o nouă intrare în colecția noastră de inaugurări ridicole. Ce s-a mai întâmplat? Cred că putem spune că avem o achiziție, că în general aceste inaugurări sunt pe bani publici, știi? Adică ele costă bănuți. Acum e și o perioadă bună, e campanie electorală, răsar multe bizarerii. Dacă ești la cules de inaugurări, poți să găsești niște exemplare unice de colecție. Cum se spune, nu orice inaugurare caragioasă intră la colecția noastră, dar știți că sunteți ascultători vechi, ce momente frumoase am prins noi la insectarul nostru, ce goange am tot avut. Astăzi vorbim despre ziua cârtiței la Cluj, cu politicieni. Acum să nu se înțeleagă că spun că politicienii ar fi cârtițe. Deci, ziua cârtiței în sensul că se repetă lucrurile. La această inaugurare au participat la interval de 4 ani aproape aceiași politicieni pentru inaugurarea acelui șantier pe care nu s-a făcut aproape nimic între ultima campanie electorală și cea de acum. Practic și acum 4 ani și acum s-a inaugurat începerea lucrărilor la un obiectiv unde n-au început lucrările de fapt, dar de asta zic că e ziua cârtiței. E un șantier creat special pentru campanii electorale. Cred că poate fi și împrumutat. Da, cred că am putea să facem un business cu asta. Inaugurări electorale. Organizăm ce aveți voi nevoie. Un șantier, o baie, o chestie, o toaletă. Care va să zică, pe 22 septembrie 2020, cu puțin timp înaintea alegerilor din toamna anului 2020, ministrul sănătății de atunci, domnul Nelu Tătaru, împreună cu premierul Ludovic Orban, de atunci, ce ministrul vrem transporturilor din vremea respectivă, Lucian Bode, domnul Bode e și acum, plus primarul Emil Boc, evident, au sfărăit discursuri electorale pline de promisiuni pe un teren viran din Florești, în marginea Clujului, Florești cea mai mare comună din țară, unde au anunțat, practic, începerea lucrărilor pentru noul spital regional Cluj, de care este mare nevoie și despre care se tot discută de vreo 15 ani încoace. Acum nu știu dacă n-am reușit să merg în memoria internetului, ar trebui să mă duc la Biblioteca Academiei să văd colecțiile de ziare de atunci, să văd dacă s-au mai inaugurat ceva la spitalul ăsta Cluj în ultimii 15 ani. Ce știm e că s-a inaugurat ceva acum 4 ani, adică nimic, și acum practic încă o dată nimic. Deci atunci era totul, erau semnate contractele de finalizare, declanșate licitațiile pentru construcție, se trecuse la evaluarea proiectelor. Costul la vremea respectivă, vă rog să rețineți, asta era de 500 de milioane de euro. Au trecut 4 ani și iată, pe 18 mai 2024, săptămâna trecută, actualul ministru al sănătății, domnul Alexandru Rafila, alături de fostul premier și actual președinte al Senatului, domnul Nicolae Ciucă și șef PNL, și de domnul Boc, primarul, care a rămas, au inaugurat din nou lucrările la Spitalul Regional din Cluj. Interesant că domnul ministru Rafila a și declarat, acum nu știu dacă serios sau cu subtilă ironie, numai pentru cei care înțeleg istoria, citez, peste 4 ani să ne vedem la inaugurarea acestui spital. Se referă la spital, nu la începerea lucrărilor. Da. Da. Dar știe că mai devreme de 4 ani are cum să fie gata, că nu are sens. Nu corect, are cum să fie gata în 4 ani, bag mâna în foc, dacă vrei facem pariu acum. Asta spun. Da. Și dacă ar fi, n-ar fi, că ce facem cu el, dacă nu e campanie în perioada inaugurării. Da. Vai, mai țineți minte că am spus, costul era de 500 de milioane de euro, deci e ziua cărtiței, dar nu și la preț. Adică nu toate lucrurile se repetă. Atunci era 500 de milioane de euro, acum 4 ani. Acum e 700 de milioane de euro. Inflație. Creștere de 40%, tată. Dacă mai lasă puțin, dublează. Cât despre ce s-a inaugurat efectiv la Cluj acum câteva zile, în prezența atâtor oameni importanți, nu este vorba despre începerea propriu-zisă a construcției clădirilor, cum am putea noi crede, că se dă prima lopată, gata, încep să toarne fundații. Nu. Este deocamdată vorba doar de lucrări de pregătire a terenului. Adică se face organizare de șantier, se face excavarea grosieră a pământului, devierea rețelelor de utilități. Ba da, domnul Boc ar putea să ducă asta, că se pricepe. Și lucrări pregătitoare pentru extinderea organizării de șantier în etapa a doua a proiectului, care urmează să fie scoasă la licitație. Deci deocamdată ce s-a inaugurat este curățarea terenului și niște săpare de grob și făcut de drumurile de ce mai e de făcut pe acolo. Construcția propriu-zisă urmează să fie scoasă la licitație.
În contextul ăsta, declarația domnului Rafila capătă cu totul altă valoare. De asta spun că eu cred că dânsul a fost ironic. Nici nu s-au făcut licitațiile pentru ridicarea propriu-zisă a spitalului. Ce să mai vorbim despre utilarea și darea lui în folosință. Așa că, cu tot respectul pentru importanții noștri oameni politici, care odată la 4 ani se duc și tot inaugurează începerea acestui șantier, și pentru domnul ministru Rafila, evident, nu cred că peste 4 ani se va vedea cu colegii la inaugurarea spitalului din Cluj. Adică poate își dorește, dar cred că se poate vedea acolo, dar nu la... Adică ceva inaugurare n-am nicio îndoială că se va putea face. Mai inaugurează ceva acolo, nu de alta, dar dacă nu ne invadează rușii, o să avem alegeri și peste 4 ani și trebuie făcute inaugurări electorale și atunci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.